Hai fi, scoate-te. Băi, vlogul, mie îmi dai suc să beau din suc. Ce? Așa, fi și tu mai pe zonă. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit într-un... Ia de bea, vărule. E treabă, fratele meu, pe zonă, Adi. Adi My Power, îl vedeți aici, e cu... Scoate pieptul ăla un pic așa și vorbește cu strachina asta. Strachina asta e cam goală, mâncați, cu ce să... E goală, fratele meu, dar asta o vom umple cu ce o să punem pe disc. În seara asta facem un disc. Alex de Alex. Moare, bă! Vorbiți repede! Dă una roșie, Alex, dă o roșie, bă, dă o roșie aici. Roșie sau nu? Ia uite cum fac eu noaptea, în somn. A, de la, păcănele? Roșie, neagră. Și cui îi dai palmele neagră astea? Să înțeleg că ești pasionat de aceste vrăbiuțe pe nume păcănele, nu? Dacă visezi noaptea, în somn. A. Și ce gustau păcănelele? De fructe. A, joci pe fructe, pe tripoi sau pe șeptari? Okay. Șeptari, vere, un tablou de șeptari pe 1.000.000. Dar un tablou electric nu visezi? Numai tablou de șeptari? Sau de Rembrandt? Fiți atenți ce facem în seara asta, să nu credeți că e obosit un pic. Adică e și el obosit, că și eu sunt obosit, deoarece astăzi am filmat un alt vlog pe care și probabil muncit. Îl vedeți, a făcut fratele meu treabă și eu și Adin m-a ajutat și el. Adică ce am făcut? Am săpat după o cârtiță, vreo două hectare, mă, sau cât am săpat după cârtița aia? 3 hectare, bă. El cu sapa, el... Care 4, bă? 5, mă. 6 era. Vreo 6 hectare am alergat. 7 era, bă. Hai că ajungi la pe lună. Și am fugit după o cârtiță. Fraților, era o cârtiță cam atât. Și ce credeți că a făcut? Era dat în urmărire generală că a terminat o școală. Râzi acum pentru fratele, dar râzi în loc să-ți pară bine, eh? Hai, socor, Ghiom, ia, dă-i roșie aici. E roșie sau neagră? Neagră. A fost roșie. Și fiți atenți ce facem astăzi, pentru că i-am făcut damblaua lui fratele Adi data trecută, ați văzut, i-am făcut damblaua lui Alex și următoarea damblaua o să fie a lui Fefi. În seara aceasta o să facem un disc, o să-l mâncăm, da, discul. Uitați discul aici, îl avem, e curățat, e gata. O să vină frățiorul meu Adi să ne aranjeze lemnele, dar haideți să vă arăt ce avem aici. Acești cartofi intergalactici cu treflă în ei. O să-i pregătim. Avem niște aripioare condimentate de Fefi. Sunt aripioare galactice. Ăștia sunt intergalactice. Nu, ăștia sunt intergalactice. Vezi că mă încurci aici. Și astea sunt galactice, frate. Deci astea sunt din galaxie și astea sunt din intercontinental. Avem niște ciuperci cu delicat pe... Mamă, e miroase cum e ăla. Hai, știți? Hai că e bun. Și cotoarele astea, Alex, cu ce seamănă asta, băi? Cu găoaza ta. Hai să fii de rulment. Uite, așa ești un cur de la bășile care le dai mereu. Cât ăsta? Ăla-i două, bă, de cur. Cât ăsta te-ți spune un drum de ăsta? Nu, frate, că după aia sunt ca șampania, bubui. Să râzi, Adi? Ți-am dat, mă, ție vreo bășină să trească? De noi, ce sincer. Nu. Cum nu, coaie, că te-am umplut până acum. Și aici avem vinete cu condimente pe ele și cu soia. Sunt criminale vinetele. O să le vedeți la sfârșit de broadării mei. Și mai avem și porumb, facem porumb copt pe jar. Îmi băgați și voi cât un porumb? Fiecare seară mâncăm. Păi nu-i bine că alții n-au deloc mai și... mai porumb de două seri. Noi, la seară n-am mâncat porumb, de ce ești fraier la cur? Unde am mâncat aseară porumb, mă? Alaltă seară am mâncat porumb. Păi am mâncat porumb fiert, păi și nu trebuie să mâncăm porumb. După aia la iarnă ducem dorul. Hai să facem dorul Leli. Hai să facem cu mâncați ești morții. Hai. Tăi. Am zis-o bine? Da. Hai, frăților mei, uite, în același loc. Vorbește cu fiecare băț. Tu stai aici. Așa. Nu, tu stai în spate. Și avem și lemne aici. De salcâm. Vorbește cu fiecare băț. Uite, spune la bățul ăsta, socor Ghiom. Nu-mi place de tine. Nu-mi place. Ia lângă vărurile pe ăsta, măcar, ca să vezi. A, vezi că, da. Uite că au sclipici pe ele, fratele meu. Le-am dat cu ojă lemnele ca să îți placă, frățiorul meu. Nu, că pe ăla m-am căcat, fratele meu. S-a căcat-o, frate. Pune și invers, frățiorul meu, că ai făcut o semilună. Așa, fratele meu, vorbește cu ele, zi, fetele mele, cadouă la Lele. Băieții mei. Îți plac semințele alea, că văd că mănânci de zori. De nu s-a făcut aici, zici că e la studionul 23 august. Are nimic, ca fraților, seara facem mizerie ziua. Dar ne distrăm, mă, Alex, să trăiască familia mea, de noi spune adevărat. Maxim? Că nu. Ba da, mă, fratele. Păi cine face grătar în fiecare seară, mă? E a treia seară. Câte zile ți-am zis că facem grătar? Zi de zi. Două săptămâni. Și ți se pare că mă dau înapoi? Da. Că e noroi? Ce facem mâine seară? Mai ai putere să mai facem sau facem o pauză mâine seară? Ce putere? Unde e Adi? Aici. Să facem fara genul. Păi nu la porumb și doar un porumb și cu cârnați, că n-am făcut cârnați. Păi, n-am vrut eu să zic. Ce? Facem cârnați mâine. Păi aducem și cârnați aici, că am uitat, să vedem la frigider, că e, nu știi că am luat cu pui. Gata? Ia să vedem. Punem prima oară lemnișoarele alea.
Uite ăsta. Ăsta. Da. Uitați cârnați, fraților. Mă, avem și cârnați aici. Despre ce vorbim aici? Ia uite. Da? Avem și cârnăciori, frații mei. Cârnăciori, aripi. Băi, dă mai încet ăla, mă. Mai încet, mă. Dă-i, 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 dă-i mai tare, atât. Și dă-i cola. Atât, fratele meu. Te-ai obișnuit? Surprize, surprize. A? E treabă bună? Știi că trebuia să spargem ceva uscat, știi, ca să hau. Că și cărcile astea sunt bune. Sunt dezafectate. Din punctul ăsta de vedere avem să facem grătare. Cred că mai aduc să... Pentru că o să punem discul. După aia untură. În untură o să o prășim tot. Mamă, ce frumos miros crăcile astea arse, fraților. Nu știu, sunt bolnav după ale. O să curăț cartofiorii. Frumos. Îi tai și îi pregătesc că... Eu zic cartofii să-i facem primii. Sau prima oară punem pulpele. Da, punem aripioarele, pardon. Hai că data viitoare, de fapt, una din dățile astea o să facem pulpe. Hai să vă aduc și niște, vouă niște pahare, brotheri. Vezi din sticle cacalul? Hai și uiți. Ăla joacă la păcănele pe telefon. Băi, schimbă și în partea asta, băi. De brotheri. Ce ai în partea asta, n-am tăm. Păi așa, schimbă și aici. Și bagă de desubt ca să urce în sus, tu dai în vârf. Hai că nu ard așa dacă nu punem niște uscături, băi. Băi, cum vezi că n-aveți talentul niciunul. Păi da, bă, da. N-am pus de la. Și a pornit focul de brotherii mei. Ne-am lăsat pe foc power. Acum, ce facem? Așteptăm o să se ardă lemnele repejor. Și până un alta, hai să curățăm cartofii. Cum frații mei sunt obosiți după atâtea grătare, este? Este Alex? Salut! Deci ei sunt obosiți după atâtea grătare, mai curăț și eu cartofii. Alex, spune și lui fratele tău, la focul ăsta bătrân așa, povestește și mie ceva bătrân așa. Zici și mie prima oară când ai căzut cu calul, un apă. Altceva. Fraților, vara e un anotimp foarte frumos. Fiecare anotimp are farmecul lui. Mie îmi place să curăț cu combinația asta cartofii, deoarece, dacă observați, păi ce, facem un vlog, food vlog, adică de mâncare, când facem chipsuri din cartofi. Ați văzut când mâncați de alea așa lungi pe băzda asta, așa de alea răsucite așa? Eu știu să fac, am acasă un plastic. E un plastic, fraților, cu care te ajută foarte mult. N-ai văzut, mă, când te duci la patinoar, când am fost noi la patinoar atunci de ziua mea, n-ai văzut că erau cartofi de aia pe băț? Cartofi de ăștia răsuciți, e un aparat de la care îi tai așa și îi pui pe un băț de la și face așa rotund. Eu am făcut. Știi cât de bun sunt și cât de repede se pregătesc? Am mai multe chestii de astea. Și iarna e foarte frumos. Ne așteaptă o grămadă de chestii. Acum, vara, majoritatea din voi puștanii ăștia sunteți la, în vacanță. Și nu numai, că na, în vară, în general, își ia lumea concedii și chestii trestii. Uite ce e căldură frumoasă. După aia băgăm discul, băgăm aripioarele, băgăm untura și e chestia că vă puteți distra. Facem și noi o poveste de aia șmecher. Dar o să faceți cu mine, o să vă spun eu povești scary în plapumă, fraților. Știi cât de marfă o să iasă fratele meu? În plapumă, mă bag în plapumă. Și o să le zic povești alea scary, nu de alta, dar mie, când mă uit la vlogurile cu fantome pe unde mă duceam eu, ha. Ce? Nu te-a... De ce ai făcut, mă, ha? Ți-a dat special? Că ai găsit cutia lui... Cu Harry Potter? Da. Bă, mânca, m-am speriat de nevoie. Bă, dar noaptea eu când mă uit la astea așa, ziua, vezi tu, e altă, ai altă. Întotdeauna a fost chestia asta și nu numai la mine, la toți. E zi și vezi, Doamne, că nu știu ce, da. Dar să mă, uite acum, să merge seara, să o dăm o tură de sau așa, să nu fie lumină. Sau pe unde mă duceam și filmam, nu vine să cred cât tupeu aveam înainte și, bine, și acum am, nu zic că nu. Dar să nu mă gândesc, așa eram, mă duceam singur și mă duceam singur cu lampa aia, cu care filmez eu acum. Lampa aia, lampa asta care se pune pe cameră, brotheri. Mă duceam și filmam, era lumină, într-adevăr, nu mai mi-era frică că, da, la 1 noaptea, mă. Păi da, mânca, da, atunci era luna ca lumea, mânca. Dar în cimitir atunci la ce ură? În cimitir, când m-am dus, mâncați și m-am băgat în cavou. Te-ai fi băgat în cavou? Da. Ai văzut video? Da, l-am văzut. Și cum te-ai simțit? Parcă mă zâmbea pe mine pira și mâncați și ne-am văzut. Ai văzut? Și m-am băgat în cavou și m-am pus pe spate. Jos acolo. În gaură aia. E instinctul ăsta, că dacă stai să te gândești, na, care mai de care. Ia uite cât a cartofoiul. Hai că mai e, se arde ușor ăla.
Oricum, cu frații mei o să fac într-una din zilele astea un video în care stăm la povești, punem povești de alea bătrâne și mâncăm picior de ăla de porc. Știi? Îți place picior de ăla de porc? Dau pe el 100 de euro, cam atât ai un picior de ăla. Dar nu-l mâncăm dintr-o dată, că se apleacă de la... Bem sucuri, facem... Avem aici 5 cartofi de ăștia bătrâni. De mari. Ce se apleacă, că e din banii tăi? Păi dacă e din banii mei, normal că se apleacă. Ție nu ți se apleacă? Uite cât am la aparat, 11 milioane. Ce a zis să vă, ai văzut? Da. El știe. Ați văzut pe brotherii mei. Am 11 milioane în casă. Ție nu ți se apleacă ție că e din banii tăi. Păi normal, nu mă doare burta. Am cumpărat un picior de la de porc ca să ne uităm la el. Eu la până se strică și stricat așa și tot. Mă uit la el stricat, băi. Oh my god. Am fost azi, fraților, dar voi o să vedeți, nu știu dacă o să pun video înainte de acest video. Când am fost cu Alex, cu fratele Adi n-a putut să vină. Am fost cu barca, cu barca electrică. Știi cât de marfă a fost, mă? Cu motor electric. N-ai putut să vii, că ai avut treabă, dar ne luăm revanșa. Uitați focul, fraților, eu aici, băieții mei se distrează, păi pe asta e viață, bă, acum nu că mă deranjează, vă dați seama, nu mă deranjează că stau ei și fac combinația asta, mă deranjează că, gata, ca să vedeți și cum fac cartofi, ia uitați-i de-o brotherii mei, fiți atenți, îi fac cubulețe, nu micuți, nu foarte mari, pac, pac, pac și pac, și să vedem, pe ăștia i-am ca lumea, ăștia sunt ca lumea, și ăștia sunt ca lumea aia, sunt buni, de brotheri. Uite, cel mai mare cartof, îl tai pe din două. Așa, de brotherii mei. Bă, dar e mare rău ăsta, bă. Ia mai cânta, Adi, ia zi-o pe aia dreaptă. Of dușmanilor. Crezi că s-ar speria calul lui Alex de la of, 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 dușmanii meu? Of, 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 dușmanilor. Uitați așa, uite. Cubulețe, numai decât. Mi-a leșinat camera, de brotherii mei. Așa, îi tai eu ca să vedeți, că vă dați seama că sunt eu după ancoră, da? E ancora, power. Ancora, power. S-a dat, bă, șeptarii, Alex. Am avut 10 milioane în casă. El joacă pe o aplicație de-aia gratis, cum se numește? Superbet. Super, da, nu, că nu fac eu reclamă, că nu mă interesează pe mine și nu aș vrea să... Dar știți cum fac la ăștia, ca să nu fie prea lungi, uite așa, îi tai pe din... două, pe jumate, cartoful, ca să vedeți și voi, că poate sunteți curioși. Și mai vorbim de o poveste bătrână, în timp ce curăț eu cartofii. Uite, îi tai odată așa pe din două și odată așa, chiar e ok. Hai, gata, la fii, că-i plictis. Băi, băgați și voi discul, Alex. Vino și pune și tu discul, băi. Da, mă, du-te, băi, adică nu mai pot de picior. El nu mai poate de picior. Păi m-a călcat căruța, voi, prostule. Nu te-a călcat calul, te-a călcat căruța. Calul m-a călcat. Da, cine? Căruța. Păi de ce? Ce-ai căutat cu căruța? Am pus piciorul acolo din greșeală. Ai vrut să... auziți, fraților, a vrut să pună frâna de picior, mă, la... Frâna de... Mamă, dar mare ești ăsta, băi. Mare ești, doamne. Așa, brotherii mei. Lasă-o și tu, pune jos. Așa, frățiorii mei, bagă și tu ăla, ia să te văd. Te descurci? Are you ready for... Așa, mă, de brother meu, ai coaie, ai pus mâna în ăla. Vezi să-l stabilizezi bine, băi. Băi, să stea drept, nu-i bine. Băi, ia uite, cade un tur într-o parte, băi. Răsucește, belește-l și tu așa. Știi ce zic? Să fie la boloboc, așa. Băga mea și... Tași, mă, ia, haide, mă. Așa, frățiorul meu, e bine? E stas acum. E stas, să moară la lista dacă nu curge hau. Bine, treaba ta. Nu curge niciun hau. Hai că n-am cum să mă țin camera să-i tai și pe ăștia, e miau, da? Ok, brotherii mei, hai să punem repede aripioarele, se facă repede. Că astea se fac cel mai repede. Să vedeți acum efecte speciale. Pune repede aripioarele. Oh my god, hai, uiți. Stai fetele mele acolo, stai. Uite așa, fraților. E focul bun. Nu e problemă, stai așa ca să mi le aranjez așa. Gata. Uite așa, fratele meu, ia uite. Fac. Bă, asta vreau să văd la cât mai mult. Da? Să văd aici. Merge treaba aici. Merge, fratele meu. Ce părere ai de efectele alea special? Mamă, ia uite, băi, ce-ai zis? Și mai avem una. Hai că arată bine asta, băi. Uite așa. Băi, da. A terminat aici. A? Vă las 10 minute, că am puțin de treabă și mă întorc înapoi. Te duci până hau? Da. Du-te. Nu mă am acolo. A? Mă duc până acasă. Păi și cu ce te duci? Cu josul,
această ceremică. Asta se fac numai decât să le întoarcem repede aripioarele, după aia băgăm cartofii. Da? Du-te, frate, fă-ți treabă. Te aștept oricum. El vine înapoi. Hai, cum să mâncăm? Te aștept. Deci mai face treaba, am rămas eu cu Adi. Hai că nu arată rău, ha? Așa, fraților, ia uite ce e aici. Deci că-s picioare de broască. Șmecher. Aripioare, cârnăciori, cartofiori. Uite cârnăciori aici. După aia la sfârșit aruncăm ulei, o untura și facem ciupercuțele și tot așa. De fapt astea, ciupercile le lăsăm ultimele. Imediat se vor face. Să facem vinetele în mai puțin untură. O să o dăm pe foc repede. Ok, broadele mei, hai să le și scot. Că s-au făcut aripioarele. Le-am întors de două ori, frumos. Hai că-i treabă bună. Păi da. Condimente frumos pe ele. Unturică. E ce trebuie. După aia băgăm cartofii acum. Păi mi-ar place și mie să văd, să mă uit pe YouTube și să văd când dau de vlogger de ăștia și mai mici și mai mari, nu contează. Să ai un singur abonat pe canal și să te apuci. A, uite, fraților, cum ne distrăm noi vara, de exemplu, și să văd și eu astfel de nebuni. Ia uitați-vă. Ei, arată bine. Așa, brodări. Gata, brodări. Ha, efecte speciale cu cartofii? Mama are și apă. Da, n-are nimic, lasă că se duce. Hai, spune. Mamă! Oh my God! Hai că trebuie să ia focul imediat. Am mai stins din... De fapt, știți cum fac? O să iau cu ăsta. Uite așa. Așa, așa. Ai de! N-auzi! Oricum, focul e dat încet, nu e problemă. Nu e foarte tare. Așa, brotherul meu. Păi amestecăm de câteva ori. Dacă e focul foarte tare, se vor arde. Și nici cartofi mulți nu pot să pui așa, știi ce zic? Doar câțiva așa, pac, pac, ia uite ce e aici. E alt cu treabă. Fratele meu. Și abrodărași frumoși de la noi din cartier. Ei, dacă nu ne distrăm acum, când să ne distrăm, fraților? Păi da. La untură. Gata, fraților, și a doua, de fapt ultima. Hai, vino să-i scoți și tu, cocoș. Hai să trăiască familia ta. Hai că după aia aruncăm repede cârnocerii ăștia. Jumate din ei. Ha, brother, ia și pe amândouă. Bă, ține-mă pe aia. Bă, da, așa. Ia, fratele meu, și pui aici peste nenorocire. Bă, dar tu-și mori cineva cu mine de bine. Băi, îi scuturi și tu ușor. Șeverile, să nu pui untură peste ei. Hai, vină pe partea asta. Fane lingular, lingular, lingulalu. Alcă-i fane lingulalu. Așa, mă, cocoș cu păr, mă. Ușor așa, vorbește cu cartofii ăștia când îi pui acolo. Mai dă-i în sânge de cartofi. Să-i mănânc eu, să fie pe gura lui bălat. Să fie pe gura lui ăla care-i spate. Așa, fratele meu, uitați așa se scoate. Uitați un bucătar chinezesc. A la francez. Da. Băi, vezi că din 6 pe care iei pe paletă, trage și tu pe toți din partea aia la hau. Te-am lăsat pe tine. Din 6, 3 îi dă pe jos, brotherii mei. Păi nu te pun să-i speli și să-i iei în gură. Așa dă, brotherii mei. În acest moment intergalactic o să-l punem sare cu stânga. Așa. Așa, brotherii mei. Unde ai intrat 2 kg de sare, mai intră un pic. Așa, fratele meu. Și după aia cârnați ăștia, mi-i tai cu mâna și mi-i îndoi. Ia să te văd. Alex, îl știi pe jucătorul ăla de la Dinamo Milmoi? Da, pe ăla de la Mijluci. Da, îl știu. E... nu prea l-am văzut. Tu îl cunoști, Adi? A, bă, dar pe aia după strada Dațilaș, îl știi? Da, fratele meu. Lasă-o ușor să cadă aia și Dațilaș pe ăsta. Ia, îi rupe și tu cu mâna așa frumos, cu pe din trei, așa. Pe toți? Pe toți. Oanciu, Free Force sunt toți. Îți dai seama că sunt acum, fac și nuntă cu cât sunt aici. Să punem doar 3. Dă-i, mai acolo. Dă-i în sânge, dă-i de... Stai așa pe din 3, frățiori mei, rupe așa pe din 2. Pe din 2, că e ce trebuie. Focul nu e... Ce scârbă, mă, că e treabă bună. Ușor, băi, pune-i ușor. Ai, el îi aruncă din pom. Ai văzut, mă? El îi aruncă din pom, ducasă. Mai dă-i în sânge, na. Pune-i, mă, așa, dintr-o parte. Așa, și nu lăsa să fie lipit. Cu hârtie? Da, hârtia aia o să o e
aromat, așa. Să nu fie, să nu fie rupți în fund acolo, să nu fie. Să nu fie rupți. Să nu fie lipiți, mă. Uite cum l-ai pus pe ăla lipit. Când vezi că ei se răsucesc, ia vorbește cu ei. Ia zi ceva de ei, Bălană. Așa, frate, să nu fie lipiți în fund unul în alt. Băi, ți-am zis să nu fie lipiți. Bă, rupe-i. Păi și pe ăla ți-ai pus doi așa, că nu poți să-i întorci, că lipiți. O să cadă pe jos. Aaaa, dă-l, Doamne, de mare galaxie. Ține cu ăla și taie cu ăștia. Păi a doi, na. Dă-mă cuțitul. Na, mă, de aici, băi, stai, apasă cu ăsta că se rupe Alex. Băi, na, de aici, mă. Na, dara, ce multe mai iubesc. Și întoarce la ei. Uite că se fac numai de gât. Numai de gât. Se fac, așa, uite, păi, ai văzut că e pus lipit. Gata. Și acum mai întoarce și tu la ei. A, băi, și întoarce-i, mă, că nu știu eu. Băi, nu știi cum se întorc? Ia uite, ai văzut că știi? Bă, uite cum se fac, bă, brother, să și întorc pe dos, mâncate ești. Crapă, băi! Mamă, cum ia uite? Îi luăm pe ăștia? Cum să iei? Întoarci, îi luăm, gata, vrei să scoți? Hai, te-ai plicit. Lasă că am pompierul aici, mai dăm așa, uite așa, pac. Uite așa. Băi, luam-o și întoarce pe ăla cu tara acum. Întoarce, bă, din ei, băi. Ia stai, mă, unde e. Ia și întoarce, frate. Da, mă, ia și întoarce. Uite așa. Câte un pic. Ia și întoarce. Haide. Dă-te, bă, nu mai da cu aia. Prostule, îmi pui aia pe pantalon care e plină de untură. Ce te faci, mă, dacă... E al nostru aici. Au, ăștia se fac numai de gât. Uite așa, fratele meu, gata. Așa, brother, hai că să-i scoatem și pe ăștia după un minut. Și băgăm vinetele. Aruncăm din untura aia. După aia, nenorocirea aia cu supercile. Ok, brotherii mei, am scos cârnații intergalactici. Am mai aruncat din ulei, îl observați. Și acum să prăjim vinetele. Auzați. Deci, nu știu dacă v-am mai arătat, dar o să mai facem și în casa lui, în casa asta mică, în casa mică din 1931. Să vedeți rețeta asta șmecheră. Chiar o să o fac în detaliu. Iată ce, Alex. Deci e super. Deci de la Ștefi am văzut prima oară treaba cu vinetele la grătar. Se fac atât de marfă, curg. Aaa, ce bine e! Păi, dar n-am vrut să fac. N-am vrut să țip, dar m-a frit, a sărit pe picioarele mele. Ia. S-a rupt. Păi trezim pe copii. Uite așa, n-am vrut. 12 și un sfert. E 11 ceasul sau 12? 12 noapte. În caz că întrebați câte ceasul. Așa, și mai avem o dată. Și mai avem aici ultimele. Ciubergele, bă, ciuberge. Auzi cum s-a făcut ăștia, bă, brotherii mei, ce facem, bă, aici murim. Brotherii mei, acum le întorc. Ia, uitați-vă, fraților, ce aici. Vinete, chiar sunt superbe. Asta trebuie să nu se facă în untură, gen, să fie, ies belea pe grătar, de brotherii mei. Da, fratele meu. Așa, fraților, că, ia uite-le, hai că da, hai că e. Mamă, ia uite, s-a umflat asta, băi. Mamă, bine că am desumflat. Că aveam probleme la mansardă. Iau. Oh my god, ia uite cum s-a făcut asta. Băi, credeți-mă că e la fel de gustoasă pe cum arată. Auzi. Mamă, ce e. Ce o să vedeți la grătar când facem în casa mică. Ce aici nu e untură sau ulei, e ce iese din ele. Asta e. Și uitați-le pe celelalte. Ia uite cum s-au făcut. Aole. Șari. Aole. El e Alexandru. Gata, fraților. Băi, chiar, dar mai avem până. N-are nimic. Ce? Păi, uite, mai punem ciupercile. Hai, vină cu adu ciupercile, Alex. Sunt în alea cu capacul cu albastru. Hai că ciupercile le lăsăm și dacă vreți ne apucăm de mâncare. Astea pe grătar mergem mâncați. Păi și aici, că se, ia uite, se fac. Hai să dăm astea să punem ăla la grătar. Nu e, frate, că nu se aia. Lasă-l și aici, că se ei bate căldură. Pune-le așa, pune-le că nu. E tot la fel, aceeași treabă, da. Pune-le prima oară pe alea cu capul așa. Așa. Și după aia le pui pe lângă. Se fac așa ușor, mai le stingem. Ia uite. Și pune și cotoarele pe lângă. Așa de brodere. Și asta e, sting eu focul, las focul mai încet așa. Și alea le lăsăm să se facă. Și uite, au delicat în ele, au tot ce trebuie.
După aia mâncăm până murim. Păi mai bine mănânc și upere decât carne. Să știi că sunt șmechere rău. Ia vezi dacă intră toate. Ca astea le lăsăm și așa, nu le mai întoarcem, știi? Decât cotoarele. O să mănânci un cotor? Mănânci tu, mă. Îți dau un cotor? Adi, te-ai luat sau nu, Adi? Așa frățiorul meu, vine și pe partea asta alaltă. Mamă, ce bine arată. Giberci. Ei, sunt mișto. Gata? Gata, frații mei. Acum, frații mei? Frații mei. Acum, de brotherii mei. Ia uzi, e foame. Hai, Suiz, cum așteptăm? Ok, brotherii mei, până se fac ciupercile, nu mai avem răbdare și trebuie să dăm, uitați ciupercile aici, nu mai avem răbdare și... Gata, mă, ce mai filmezi? Ăștia, nu știi, cum adică ce filmezi? Să vadă lumea, ce-o luăm în gură, un cârnat, s-a făcut cârnații, cartofii. Cârnații? Aripioarele. Băi, mâncăm de plăcere, să ne distrăm, uitați cum arată aripioara asta. Mama arată intergalactic. Ar trăiască familia ta, ce gust are. Și mai avem ceva aici. Uite așa, că asta frige și n-are gură să strige. Vânăta. O să vă mai fac tutoriale. Vânăta e feblețea mea, de brother. Feblețea lui. Să avem poftă. Salută abonația Alex. Zi say something. Hai la masă. Ai noroc la masă, lui fratele meu i-a sărit un pumn în ochi. A tăia lemne. Nu uitați, încercați să faceți rețetele pe care le fac eu. De unde ia ta rețeta asta cu vinetele? A, de la Ștefi. Păi, ia lui Ștefi, nu ata. Eu am mușcat din asta, da. Și tu ai mușcat. Suntem niște canibali. Vă iubesc, mâncăm și noi. Să aveți poftă și ne vedem în vlogul următor, să știți că avem altceva. De pus pe grătar.